Bună ziua, bună ziua de data aceasta, nu bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru. Este un nou sezon, un sezon de toamnă pe care îl începe TV Beat. Avem o grilă nouă, puțin rearanjată, astfel încât ați avut posibilitatea să vedeți în cursul acestei după-amiezi un program care a început mai devreme. Da, e adevărat, în direct am avut câteva probleme tehnice, am intrat eu puțin abrupt, dar vom începe altfel de acum încolo, și anume vom avea dimineață program. Fac aceste precizări pentru cei care nu au apucat să vadă pe site-ul nostru, pe ziarulorizont.ro, articolul Noutăți de la TV Beat, mai multe informații și emisiuni începând de miercuri ora 16, deci de acum. Noutățile sunt după cum urmează. Vom începe emisiune de dimineață. Asta este fluxul normal, începând cu ora 8 până la ora 10. Vor fi reluări ale emisiunilor de cu seară. Așa. În speță de la 8 la 8.30 va fi această emisiune, mâine dimineață o puteți revedea. Apoi știrile, apoi emisiunea Pașcaniu încotro. La ora 16 după amiaza revenim cu un format nou, no comment, ca să-l numesc așa, care constă în prezentarea fără comentarii a diverselor evenimente timp de o oră care se întâmplă în Pașcani. Conferințe de presă, spectacole, depinde ce va fi în ziua precedentă. Veți putea urmări așadar, fără comentariu, doar foarte mult de la fața locului, un montaj, ca să zic așa, primar. Apoi, de la ora 17, pentru o jumătate de oră, în fiecare zi, de luni până vineri, până joi, pentru că vineri nu am emisiune, e vorba de Pixelul Albastru, așa. După Pixelul Albastru intră știrile, după care, începând cu ora 18, emisiunea colegului meu, Cătălin Cojocaru, Pașcani încotro, urmând ca timp de o oră, de la 18 la 19, urmând ca de la ora 19 să revedeți buletinul de știri până la 19.30, apoi din nou în reluare Pixelul Albastru, apoi din nou în reluare emisiunea colegului meu Cătălin Cojocaru. Emisiunile se vor închide și deschide, fragmentele acestea, cum spuneam, două ore dimineața și mai mult program după amiază, pentru cei care nu văd într-o primă fază, să zic, buletinul informativ al nostru, îl vor putea vedea mai târziu. Emisiunile se vor închide și deschide, așa, după cum spuneam, cu imnul național, o inițiativă plecată după un scandal, să-l numesc așa, însă o inițiativă bună pe care am preluat-o, postul TV Beat a preluat-o, și anume de a difuza cele patru strofe din imnul național, strofele de protocol, mai ales că este și o discuție și o dezbatere la mod acum, însă îndreptățită, și cred că insemnele naționale, drapelul, imnul, stema trebuie cunoscute și respectate de cât mai multă lume, de către toți cetățenii români. Bine, acum nici cetățenii români nu sunt egali, unora nu le va păsa niciodată de astfel de lucruri, altora poate că de acum înainte, în special cei tineri, se vor apleca, ca să folosesc acest termen, asupra ideilor acestora și le vor însuși. Cam asta este despre noua grilă de toamnă. Vineri, începând cu ora 17, în fiecare zi de vineri, vom avea o emisiune, vom relua o idee de-a noastră fabricată în Pașcani, vom încerca să prezentăm activitățile din mediul economic local,
pentru că tot ceea ce înseamnă investiție, în special cea autohtonă, considerăm că se merită a fi promovată și încurajată, pentru că fără investiții nu sunt locuri de muncă, fără locuri de muncă nu sunt bani, fără bani ne vine tuturor foarte greu să trăim în orașul acesta, un oraș care suferă din cauza lipsei investițiilor. Deci nu sunt investiții în Pașcani, mă refer la investiții de amploare din exterior. Efortul a rămas tot pe mediul de oameni de afaceri de aici, măcar pe aceștia să-i încurajăm după puterile noastre. Rămân emisiunile tematice, Sănătate pentru toți, cine citește știe corect și Cuvânt pentru suflet, difuzate tot vineri, așa. Și de asemenea va fi emisiune sâmbăta și duminica. Cei care au pierdut buletinele de știri pe parcursul săptămânii au posibilitatea să le vadă duminica, după amiază, la sinteza săptămânii. Se arată în articolul de pe Orizontul, începând cu ora 18:30. Deci, puțin modificat programul. Tot duminică, iubitorii de muzică pot urmări emisiunea cu dedicații la 17:30, iar de la ora 16 vor fi prezentate în reluare emisiunile tematice, pentru cei care le-au scăpat, să zic așa, în difuzarea lor din ziua de vineri. Deci cam asta este, o nouă grilă de toamnă pentru TV Beat. Sperăm să vă placă. Facem eforturi pentru a susține un program de calitate și editorial și mai diversificat față de ceea ce a fost până acum. Haideți să începem cu informațiile, să le comentăm din Orizontul. Republica Pașcani, nu? Trăim Republica Pașcani, din păcate trăim Republica Pașcani de foarte mulți ani. Republica Pașcani, două puncte. Elevii au început școala fără cornuri. Primăria a întârziat cu procedurile de achiziții, ca și anul trecut. Așa. Ca și anul trecut, elevii pășcăneni au început noua școlară fără să beneficieze în mod gratuit de cornul pe programul guvernamental Cornul și Laptele. Numărul copiilor văduviți de acest drept al lor, pentru că cam despre asta e vorba. Nu discutăm aici de pomană sau lasă-i că nu mor. Nu, este vorba despre un drept al copiilor pășcănenilor, da? 783 de preșcolari și 1251 de elevi din clasele 1-4 și 1678 elevi de gimnaziu. Deci despre mii de elevi, despre asta discutăm, nu de un caz izolat. Asta din cauza primăriei Pașcani, care și de această dată a întârziat cu procedurile de licitație și achiziție. Ca de fiecare dată autoritățile în țara asta în general și în Pașcani în mod special sunt luate prin surprindere. Fac acum un pariu, pentru că este foarte cald afară, și anume că la prima ninsoare din sezonul acesta care urmează de iarnă nu va fi făcută o dezăpezire corespunzătoare în Pașcani. Ăsta e pariul meu, da? Și autoritățile, ca în fiecare an, ba vor fi luate prin surprindere, ba aceeași problemă cu achizițiile, că n-au sare, că n-au nisip, că n-au. Și deci nu fac. Așa. Ca și în cazul dezăpezirilor, da, au întârziat, au fost luați prin surprindere, stimați edile din primărie, de venirea anului școlar de această dată. Așa. Mai exact, continui să citesc din Orizont, în primele două zile din noua an școlar, elevii au primit doar laptele, licitația fiind adjudecată de o firmă din Iași. Așa. Și acum avem o explicație din partea domnului primar. Am fost nevoiți să organizăm din nou licitație, pentru că la prima rundă cele două firme înscrise au fost descalificate pentru că nu aveau dosarele complete. Procedura a fost reluată,
Iar în zilele următoare această problemă se va rezolva. Eu am o singură întrebare pentru astfel de scuze jenante din punctul meu de vedere edilului șef, și anume se știe că în septembrie, la mijlocul lunii, începe școala. Dom'le, fă procedurile astea mai din timp, că nimic nu te oprește, știi foarte bine, se știe numărul de preșcolari, se știe din timp numărul de elevi, se știu multe din aceste cifre, da? Înscrierile în clasa 1 s-au făcut de nu știu când. Fă licitația din timp să ai suficient interval pentru a face licitația, pentru a exclude, pentru a relua, pentru a rezolva problemele legate de contestații și așa mai departe. Că asta e licitația. Sunt o felul de demersuri administrative. E foarte bine că se face licitație. Însă, derulează tu, primar, tu, instituție numită primărie, toate procedurile astea din timp, astfel încât să-ți iei marja necesară să nu ai surprize de niciun gen. Aceeași discuție cu licitația, cu stai să vezi, cu o fi copății, a fost, îmi amintesc foarte bine, în această primăvară, când a venit vorba despre asfalt, că venise primăvara și după o iarnă, ca la Pașcani, străzile pline de gropi, da? Nu putea începe plombarea, că nu era făcută licitația pentru asfalt, care a început și aia, după cea de căldura, de parcă nu puteai să o începi din februarie, da? Și tot așa, niciodată noi nu se fac la timp, nu le pasă, nu interesează nici pe domn primar, nici pe domn vice, domn administrator public, ce sunt ei acolo, noua echipă, da? Așa, nu le pasă, nici capul nu-i doare. Așa, continui să citesc, închid paranteza și continui să citesc din ziar. În realitate, pe site-ul SIAP, la secțiunea licitației anulate, nu apare nicio explicație în acest sens. Deci, domnul primar, bine, obișnuit eu fiind să aflu că, cu ghilimele de rigoare, bagă de la el. Deci, dumnealui când are de dat o explicație, bagă, nici nu se uită, închide ochii, zice, nu contează. Așa, singurul anunț cu privire la derularea acestui program fiind cel cu privire la furnizorul de lapte. În schimb, există un anunț pentru selecție de oferte publicat pe data 29 august, suma fiind scoasă la bătaie fiind de 224.967 lei fără TVA. Suma importantă, e vreo 2.200.000, sunt ceva bănuți. Ofertele urmând să fie deschise pe data de 15 septembrie, la ora 10. Deci, după cum se vede, da, acele carturi au fost așa de bine și măiestru calculate, încât pe 15 septembrie, după ora 10, se deschid ofertele. Asta după ce școala a început de pe 12. Așa. Oare nu s-a urmărit ca și de această dată furnizorul de cornuri să fie de rândul clientelei poliției, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, având în vedere că licitația publică nu a mai avut loc, câștigătorul urmând să fie desemnat pe baza unei selecții de oferte, semnul întrebări? Asta e întrebarea care se pune. Ce este cu adevărat, să zic așa, deranjant la acest subiect este faptul că, domnule, nu știu ce s-a întâmplat anul ăsta, iată, ne-am decalat, a fost catastrofă, n-am putut gestiona la timp, s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat anul ăsta, s-a întâmplat și anul trecut. Că aici, ca să zic așa, te apucă nervii, da? Pentru că citesc tot de pe pagina Orizontul un articol din 14.09.2010. Deci, exact acum un an de zile în urmă, citim. Primăria Pașcani a lăsat mii de elevi fără corn și lapte. Deci, chestiunile astea care se repetă așa ca în filmul acela cu ziua cârtiței, da? Când fiecare an te trezești, când începe școala și elevii nu beneficiază de, încă o dată, dreptul lor. Așa. Citesc de anul trecut, practic e aceeași știre. Și aproape că aș pune pariu că la anul, dacă îi dăm copii paste și o publicăm, nu sunt mare diferențe. Deci, știrea de acum, un an de zile. 5.135 de elevi din școlile pășcănene au început anul școlar fără să beneficieze de corn, lapte și măr, alimente puse la dispoziția copiilor prin baza unui program guvernamental și așa mai departe. Articolul continuă.
Așa, asta din cauza administrației locale, care nici până acum nu au organizat o licitație de semnare a furnizorilor, da? Exact ce s-a întâmplat acum un an, asta se întâmplă și acum, n-au făcut licitație despre bani și așa mai departe. Deci, articolul puteți citi aici și un alt link. Consilieri PNL și PDL ne interesați de rezolvarea problemei cornul și laptele. E vorba din consiliere aflați acum un an de zile în coaliția care conducea Pașcani. Ce s-a schimbat? S-a schimbat după cum urmează. Consiliere PNL și PSD, îndrăznesc eu să parafrazez, neinteresați de rezolvarea problemei cornul și laptele. Deci, furnizorul de cornuri, firma unui patron din PNL, fără licitație. Ăsta este un articol din 20.09.2010. Ne aflăm în 2011, după cum poate ar trebui să afle domnul primar. Așa, puteți citi acolo cum a făcut dumnealui o șmenozeală. A făcut o șmenozeală, așa, și a fost câștigată de vicepreședintele PNL. Licitația pe bănetul care l-am amintit pentru a furniza cornuri. Așa. Cam asta este cu Republica Pașcani. Un haos generalizat, ceva de speriat. Astăzi când lucram pentru o știre, am avut de făcut o selecție din emisiunea colegului meu de săptămâna trecută, când l-a avut invitat pe domnul primar în studio, căutând un anumit pasaj, o anumită referire la cum va rezolva primarul municipiului Pașcani problema căldurii în această iarnă pentru pășcăneni. Da? Bine, am înțeles că dumnealui nu știe, așa, sau este mai puțin interesat, sau, așa, căutând ceva, am dat peste altceva și precum în reclama care mie îmi place foarte mult și care rulează acum pe posturile TV, ceea cu verdele ăsta, îți scoate ochii, domnule, îți scoate ochii, așa, pe mine declarațiile domnului primar m-au tras de urechi, domnule, că nu-mi venea a crede ce aud eu nevăzând emisiunea de săptămâna trecută, nefiind în localitate. Prin urmare, am constat, mi-au spus colegii mei, așa, în trecere am înțeles ce a zis domnul primar în emisiune, mie mi-a luat cam zice același lucru, însă când am ascultat cu urechile mele, nu mi-a venit a crede ascultând, auzind punctul de vedere al domnului primar pe marginea problematicii legate de concesiuni. Cu alte cuvinte, dacă cineva vrea o concesiune în Pașcani, vrea să dezvolte o afacere sau vrea o suprafață de teren, concesiune însemnând că plătește bugetului local bani pentru acea suprafață de teren, domnul primar are o soluție absolut originală de rezolvarea problemei. Bine, dumnealui a mai spus chestiunile astea sub altă formă, însă în emisiunea colegului meu le-a spus extrem de tranșant. A repetat încă o dată și a spus-o verde în față. Haideți să auzim întâi și să vedem cum pune problema primarul municipiului Pașcani în anul de grație 2011. Așa că dacă era vorba de un primar din timpul regimului comunist, nu aveam nicio problemă, așa, sau mai am eu așa o surpriză teoretică, că practic m-am lecuit, m-am vaccinat, și anume că surpriza teoretică este că domnul Gregorie Crăciunescu face parte din PNL, un partid care în teorie ar trebui să aibă cu totul alt discurs. Dar haideți să vedem întrebarea și răspunsul și după aceea să revin cu un comentariu pentru a înțelege foarte bine cum se pune problema la Pașcani. De mult timp, poate chiar și din timpul postei administrației, care n-au intrat în dezbaterea Consiliului Local. Din ce motiv? Pentru că dacă ele ar fi aprobate sau extinse, nu contează,
cei care aveau șansa să duceau o afacere, ar plăti la aduce cum leu 10 la bugetul local. Din ce motiv? Pentru că în acea perioadă s-a spus, domnule, e vorba de șpagă. Doar cei care plătesc au aprobare. Tineretul pedelist ar trebui să nu fie învățat să trece să fie demagogic de tine. Și revenim la subiectul de fond. De când sunt eu primar și este echipa asta acum, nici un metru pătrat de spațiu verde n-a fost ocupat. Nici un metru pătrat. Vă spun un lucru. Ascultați-mă. Păi ascultați-mă până la capăt. De ce Dumnezeu l-a retrăgut? Păi are legătură. Pentru că mi s-a cerut să concesionez față din față. Domnul Cojocaru. Eu fac politica în ceea ce privește. Da, domnul Cojocaru. Consiliul local. Dacă vă spun eu, domnul Cojocaru. Eu sunt ales uninominal și dacă cine vrea să concesioneze... De acord cu dumneavoastră, în momentul în care politica mea, în ceea ce privește orașul, corespunde programului meu. Nu intră în Consiliul Local dacă eu consider că acea concesiune nu trebuie făcută. Extraordinar. Da, domnul Cojocaru, pentru că mi s-a cerut să concesionez terenul din fața la Lia Fara. Nu aveți decât să faceți raportul. Deci, încă o dată, absolut șocant, colegului meu nu-i venea, crede, nici mie nu mi-a venit, am stat, am ascultat de mai multe ori, absolut șocant modul în care domnul primar pune problema. Și anume, dacă cineva face o cerere de concesiune, respectiva cerere urmează să fie discutată în Consiliul Local, acolo unde ea este discutată și aprobată sau nu, că așa spune legea. Domnul primar e de acord că așa spune legea, dar el spune cu subiect și predicat că el nu respectă legea. Așa. Deci, eu, Ionescu, vreau o bucățică de teren să facă ceva pe ea. Nu știu, să pun un chioșc, să-și lărgească balconul, să facă orice. Ionescu face o cerere care, în mod normal, se depune la primărie, serviciile primăriei întocmesc un raport favorabil sau nefavorabil, cererea ajunge în plenul Consiliului Local, da? Unde cei 19 consilieri o discută și o aprobă sau nu. Fac precizarea și am să o fac de un milion de ori. Primarul în țara asta, indiferent de oraș, indiferent de cum îl cheamă, actualul primar al municipiului Pașcani, fostul primar al municipiului Pașcani, conform legii, la ședințele Consiliului Local, au statut de invitat. Deci, are statut de invitat. Încă o dată, repet de un milion de ori, conform legii. Cu alte cuvinte, primarul vorbește în plenul Consiliului Local dacă îi dă cuvântul, cere voie, și dacă îi dă cuvântul președintele de ședință. Așa după cum statut de invitat la ședința de Consiliul Local poate avea orice cetățean din țara asta și mai mult din Europa. Deci poate să vină un francez, care e cetățean al Uniunii Europene, să intre la primăria Pașcani și să acceadă în sala de ședințe și să stea să asiste cu statut de invitat, da, la dezbaterile din plenul ședinței de Consiliul Local. Deci nu trebuie să fii nici măcar neapărat pășcănean. Poți să vii de la Galați. Dacă ai un interes, dacă vrei să vii, să vezi, pur și simplu, te așezi, te uiți, asiști în liniște, așa. Poți să și vorbești, cerând voie președintelui de ședință să-ți permite să te adresezi Consiliul Local. Deci, orice domnul primar, orice primar, este egalul oricărui cetățean. În municipiul Pașcani, ca să simplificăm discuția, să nu o complicăm cu olandezul, cu din Uniunea Europeană și așa mai departe. Da? Deci, Ionescu din Pașcani, Popescu din Pașcani, are același statut în sala de ședințe a Consiliului Local, Consiliul Local fiind cel care ia decizii, ca și domnul primar. E, domnul primar nu vrea să aibă același statut. Dumnealui, printr-un abuz incredibil, vine și spune așa, intră în dezbaterea Consiliului Local numai ceea ce doresc eu, numai ceea ce vreau eu. Dacă eu, Ionescu, cer o concesiune și dacă eu am de gând
să-i o acord, că nici nu știu cum să mă exprim, să nu greșesc atunci, și dacă eu zic că da, atunci intră, dacă nu, nu. Este un mod absolut discreționar, absolut împotriva legii 100% de a acționa și de a pune problema. Și atunci stai și te întrebi dacă nu cumva aveau dreptate cei care se întrebau: dom'le, nu-i vorba de șpagă aici? Adică de ce lui Ionescu ești tu de acord să se discute în Consiliul Local? Bine, și blocatul ăsta este ilegal din punctul meu de vedere. Eu, dacă depun o cerere, ea trebuie să își urmeze un anumit curs și să ajungă pe masa Consiliului Local, indiferent dacă vrea sau nu primarul, indiferent cum îl cheamă pe primar, din punctul meu de vedere. Însă dumnealui, făcând un abuz, făcând presiuni asupra funcționarilor, poate bloca chestiunea asta, ca o cerere să-și urmeze cursul firesc. Și atunci stau și mă întreb dacă nu cumva e vorba de șpagă. Adică de ce lui Ionescu da, zic eu, primarul, că da, și aprob și ajunge să fie discutată, dezbătută și consiliere să decidă dacă primește sau nu acea concesiune și în ce condiții, și lui Popescu nu. Deci Ionescu da, Popescu nu. Cine decide asta? Un singur om. Cum? Ilegal, în afara legii, în mod arbitrar. Că așa e cășună dumnealui. Cine este acest om? Primarul Grigore Crăciunescu. Este absolut, absolut incredibil cum spui cu subiect și predicat chestiunile astea. N-am văzut de săptămâna trecută și până acum nicio reacție. Nicio reacție nu am văzut din partea asociațiilor teoretice. E adevărat. Ale oamenilor de afaceri din Pașcani. Că la anul e an electoral și o să învie vreo 4-5 asociații de oameni de afaceri din pământ, din iarbă verde, o să iasă și o să înceapă să foiască, să vorbească, să nu știu ce. Da? Așa cum fac ele odată la 4 ani. Că între timp, deci, în primul rând, oamenii de afaceri, cei care accept sau solicită concesiuni, solicitând să poată folosi domeniul public pentru să-și facă un chioș, să-și extindă, să facă un sediu, să facă ceva. Deci n-am văzut pe nimeni din zona afacerilor a acestor ONG-uri sau pur și simplu să ia atitudine. N-am văzut pe nimeni din zona politică să ia atitudine, din zona opoziției politice. Astăzi, că se învârte roata, e vorba de PDL. Nici de la PSD n-am văzut pe nimeni care să zică ceva vis-a-vis de acest derapaj. N-am văzut pe nimeni dintre consilierii locali care să vină și să reașeze, să vină în fața publicului, nu în fața televiziunii, să vină în fața publicului și să reașeze normalitatea în Pașcani, să spună: am văzut declarația domnului primar, așa m-aș fi așteptat eu. Bine, într-o naivitate teoretică, că practic nu mă aștept și nici nu va face nimeni asta. Am văzut declarația domnului primar, eu sunt consilier în local, sunt din comisia, nu știu, economică, juridică a Consiliului Local și consider că domnul primar a făcut o declarație nepotrivită. Da? Așa, că de fapt noi consilieri aprobăm și așa mai departe. Este absolut în neregulă ceea ce se întâmplă în Pașcani și domnul primar, și normal că face astfel de acuzații, astfel de abuzuri, pentru că e și normal în ghilimele, pentru că nu primește niciodată replică la ceea ce spune și mai ales la ceea ce face. Da? Nimănui nu-i pasă. Mai am 2 minute din emisiune pentru că mă străduiesc să intru la fix și să ies la și jumătate de pe site-ul newspașcan.com. Două știruți oarecum haioase, așa că chestiuni serioase n-am găsit în ultimele zile. Probleme cu canalizarea în zona Vatra, un articol haios, da? Astăzi însemnând marți 13.
Circulația rutieră pe strada Grădiniței, în apropierea pasarelei, peste calea ferată, s-a desfășurat preț de jumătate de oră în condiții grele. Așa. Rețeaua de canalizare a cedat la intersecția dinainte de pod, iar apa a început să inunde strada. Până aici e așa, în zona faptului divers, o jumătate de oră, a niște apă pe stradă. Ok. Angajații de la Preserva Apă Pașcani, adică a fost UDAC, cum ar veni, au intervenit în zonă și au remediat problema. Directorul Ioan Prisecară spune că incidentul are la baza neglijența pășcănenilor. Că asta mi-a plăcut cel mai mult. Dom'le, pășcănenii sunt de vină. Cum? Se aruncă fel de fel de lucruri în rețeaua de canalizare. Când se înfunde, ne confruntăm cu situații de acest gen. Asta ne e meseria. Ne-a precizat directorul regiei locale. Extraordinară declarația. Deci, da? Se aruncă tot felul de lucruri în rețeaua de canalizare, tot felul de lucruri. În ultimă instanță, de rețea de canalizare. Când se înfundă, ne confruntăm cu situații de acest gen. Asta ne e meseria. Vorba unui comentariu, că comentatorii lor sunt mai tari decât autorii articolului. Că spunea, după cum urmează, foarte pe scurt, că rețeaua de canalizare acum s-a trezit că e infundată, că cei de la DAC au o vidanjă nouă. De ce nu desfundă tot orașul? Ceea ce mi se pare corect punctul de vedere. Și ultima chestiune, ziua porților deschise, tot de pe la colegii noștri la newspașcan.com, niște amuzanțe astăzi. Ziua porților deschise la secția de pompieri Pașcani, textul ca textul, dar fotografia face toți bani, și anume porțile închise ale secției de pompieri Pașcani ilustrează colegii mei articolul cu o fotografie, vorba aceea, poza bate titlul. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, ne revedem în reluare și din nou în direct mâine, începând cu ora 17. Încă o dată vă mulțumesc, ne revedem!